Sunt vești bune pentru pofticioși. Pe tarabele din piețele din Drobeta, Turnul Severin, au apărut cireșele românești. Prețurile variază între 25 și 60 de lei. În alte orașe din țară, de câteva zile au apărut primele cireșe în piață, dar se vând și cu 175 de lei kilogramul. Din cauza prețurilor exorbitante, vânzătorii au ajuns chiar să le dea și la 100 de grame. În schimb, dacă doritorii cumpără mai mult de 2 kilograme, vânzătorii sunt dispuși să facă și reduceri. În Drobeta, Turnul Severin, prețul unui kilogram de cireșe de mai variază între 25 și 60 de lei. Cu toate acestea, cumpărătorii se lasă așteptați. Cam exagerate, mai ales la cireșe, 60 de lei este enorm. Cine își permite și chiar dacă mi-aș permite, nu eu. Ați luat de poftă? Nu, pentru fetiță, pentru nepoțică, n-aș fi dat eu bani, alța bani pentru mine, da. 25 e mai rezonabil. Da, 25 e mai rezonabil. Da, în București ați văzut... 160, eu am zis că e o glumă. Am crezut că e o glumă. Am o nepoată și am... Ce să facem? E cam pipirată, dar asta e. Scumpe, dar ce? Asta e. Ce s-a ieftinit în țara asta? Nu vedeți că pe 10 trece toate să scumpesc? Să scumpe, dar pentru copiii ei, că nepoții ăștia, că așa pentru mine n-aș lua asta. Ei pentru nepoți, domne, că... ce să faci? Mi se par scumpe. Sunt scumpe, dar nu vă spun să-i țin, o cafea 2,50 lei. Comercianții spun că produsele sunt autohtone, însă în majoritatea piețelor din țară cireșele sunt din import, iar cei care le vând spun că prețurile ridicate sunt justificate deoarece în Spania, Grecia, Turcia ar fi fost frig sau ar fi nins, iar producția este una mică. Acesta este motivul pentru care prețurile sunt atât de mari, explică cei care au tarabe în piețele mari din București. La noi, la Voinești, a fost cea mai mare stațiune pe țară, Pomicola. Și nu... cireși? Sunt, avem și noi cireși, dar suntem cu 3 săptămâni în urmă față de dumneavoastră. Deci dacă noi apărem aici, e târziu. 5-6 lei ajunge la... să vii de la 3-400 km pentru 6 lei. Nu merită. Nu. Nu. Mergeți pe piața din capitală? Nu mergem la piața din capitală, că acolo nu putem să ajungem pe piață, nu poți să intri pe piață. E o mafia piețelor. Păi așa este peste tot, cam în general, peste tot. Ce să facem? Și producătorii n-au loc pe piață. N-au loc. Un kilogram de cireșe aduse din import pornește de la 60 de lei și poate să ajungă la 180 de lei în funcție de oraș și de piața unde sunt comercializate fructele, echivalentul a 10 kg de carne. Prețurile la care se vând primele cireșe sunt și în acest an subiect de glume din cauza faptului că sunt exagerate în raport cu veniturile românilor.